Discutăm și despre scandalul, da, dintre PNL și USR Plus, cele două partide aflate într-o coaliție de guvernare. Pe această transparentizare a datelor, da, știu că Partidul Mișcarea Populară a avut un proiect pe transparentizarea datelor în administrația publică. Cum vezi tu toată această situație? Aici avem cazul vaccinării, da? Datelor publicate, care se spune că nu ar fi trebuit neapărat făcute publice. Acum nu știm cum stă exact situația, că erau secretizate, că nu erau secretizate, nu avem de unde să știm. Însă cum vezi tu această situație? Da, în primul rând, în Parlamentul României a rămas, pentru că nu a fost dezbătut, votat, un proiect privind transparența în administrația publică locală și centrală al Partidului Mișcarea Populară, care spune așa, să punem la dispoziția cetățenilor pe site-urile instituțiilor facturi, contracte, orice alte date cu privire la activitatea instituțiilor, tuturor instituțiilor. Nu pare niciun partid interesat, cu toate că dacă îi întrebați, vedeți ce preocupat de transparență este domnul Vlad Voiculescu și în general partidul domniei sale, dar nu s-au apucat să lucreze cu acel proiect. Acum, revenind la această situație, mi se pare un comportament absolut adolescentin din partea multora dintre miniștrii și reprezentanții USR Plus, pentru că ei nu înțeleg conduita instituțională. Accesul la acele date era dat ministerului, însă înțeleg că un consilier onorific, deci nu avea o responsabilitate concretă, da, în interiorul ministerului, a exportat, am văzut declarația domniei sale, a exportat acele date pe site-ul acela, date.gov, cum se cheamă, da, unde a putut fi disponibile public. Deci avem, sigur, aceste date, poate că erau de interes, habar nu am, nu, aici trebuie să discute cei care se ocupă și de chestiuni de securitate, dacă vreți, până la urmă. Însă, discutăm pe de o parte de accesul unei persoane la acele date, exportare fără să existe un acord, da, din partea instituțiilor, și au fost făcute datele acestea publice. Poate că erau date care nu trebuiau făcute publice, nu mă refer la astea, dar poate altă dată acel domn sau altul dintre cei 20 ceva de consilieri ai domnului Voiculescu are acces la nu știu ce informații și le face publice. Unele sunt de securitate națională. Da, poate, acum nu e cazul, da? Deci e o întreagă discuție despre conduita instituțională și despre tot felul de consilieri și prieteni și colegi de-ai acestor miniștri USR care plimbă hârtiile, au acces la tot felul de conturi, de documente, de informații, de cifre, de date. Nu știu, cred că e nevoie să fie impusă o conduită instituțională și o disciplină mult mai puternică în ceea ce îi privește pe colegii noștri, acești oameni noi în politică. Pe de altă parte, dacă ne uităm la acele cifre, aflăm că tot felul de oameni care sunt mai special decât alții, piloși, da? Au acces, da, la vaccinare sau eu știu la ce alte lucruri. Deci există o vaccinare paralelă. Există. Asta înțelegem, nu? Bun, există o vaccinare paralelă. Știam asta și fără să exportăm niște date, să le mutăm. Acum e oficial. E oficial, dar eu cred că nu era nevoie să se întâmple acest lucru. Pe de altă parte, mă întreb dacă nu cumva a fost făcut voit pentru a apărea un nou scandal. Însă așteptarea mea este totuși ca Ministerul Sănătății să gestioneze pe de o parte situația aceasta de pandemie și pe de altă parte sistemul ăsta de sănătate care e la pământ, și sistemul de sănătate există și altceva în afară de COVID. Există bolnavi care au alte afecțiuni și care nu mai au acces la tratament. Mă refer aici la cei care au nevoie de dializă, la cei care au tratamente oncologice. E foarte dificil astăzi să mai intri într-un spital dacă ai altceva în afară de COVID. Foarte serios. Așteptarea mea era totuși ca domnul Voiculescu să se ocupe de aceste lucruri. Eu văd că în continuu are preocupări de jurnalist amator, pentru că jurnaliștii își fac treaba altfel. Dânsul face rost de tot felul de informații, le aruncă în presă, are 20 de consilieri, nu știm de ce, foarte slab din punct de vedere managerial. E ceea ce eu îi reproșez lui Vlad Voiculescu. Alte lucruri nu am ce să-i reproșez, dar managerial este extrem, extrem de slab. Astăzi, ministrul Vlad Voiculescu este mai slab decât ministrul Vlad Voiculescu din 2016. Mult mai slab.